Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Cornelia Crevean și astăzi am onoarea să am alături de mine două persoane dragi. Maria Timuc, care a venit la Brașov, pentru că, așa cum am promis, a lansat la Brașov aici în emisiune, când cartea încă era în tipografie, a lansat aici în emisiune cartea Ovidiu Bojor, omul care a atins vârfurile, principii de vindecare fizică, mentală și spirituală. O carte scrisă de ea. Bine ai revenit, Maria, la noi în emisiune. Bine m-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou la Brașov. Și nu ai venit singura, ai venit alături de cel care și-a spus povestea în cartea ta, cel care s-a dezbrăcat de toate secretele vieții în fața ta. Este vorba de academician doctor Ovidiu Bojor, comandor al Ordinului Militar de România. Bună ziua, bine ați venit alături de noi, domnule Bojor. Bună ziua, îmi face deosebită plăcere să mă aflu acum în adevărata capitală a Daciei vechi. Brașovul pentru mine este capitala țării, deoarece dacă aveți harta Europei, faceți următoarea măsurare. De la Brașov la Polul Nord, 2500 de kilometri. De la Brașov la Oceanul Atlantic, 2500 de kilometri. De la Brașov la Ural, cât e Europa? 2500, de la Brașov la Tropicul Capricornului, 2500. Unde suntem? În buricul Universului, al planetei. În centrul Europei. Nu în perioada comunistă, au spus este europeni, balcanici, dar noi suntem în centrul Europei, de unde au pornit toate civilizațiile din jurul nostru. De aceea am o deosebită iubire pentru Brașov și brașoveni. Simțiți altă energie aici, dacă suntem așa în centrul Europei, cum spuneți dumneavoastră, e o anumită energie? O energie deosebită, sub toate aspectele, fizic, intelectual, psihic, cultural, istoric, preistoric, culturile și civilizațiile au pornit de aici, din Carpații noștri. Vreau să le mulțumesc și celor de la editura Darana, în special domnului Busuioc, pentru că am avut această carte care e acum aici în emisiune. Doar când exista în tipografie, exista partea scrisă în tipografie, coperta era la mine în emisiune și vorbeam cu Maria Timuc despre cartea care se lansează. Cartea este la librăria Ralu, dragi telespectatori, și o puteți cumpăra. Este cartea în care veți găsi nu numai povestea vieții lui Ovidiu Bojor, veți găsi și sfaturi pe care Ovidiu Bojor consideră că trebuie să le lase mai departe omenirii. Lucruri pe care el le-a descoperit în această viață. La 93 de ani, domnule Bojor, cum vă simțiți? Ați împlinit pe 1 noiembrie. Să trăiți și să ne trăiți mulți ani înainte și să fiți sănătos, să mai veniți la Brașov și cu alte cărți. Mulțumesc foarte mult. Cum mă simt? Ca la 20 de ani. Fără griji și fără bani. Exagerat. Știți cum e cântarea? Fără griji și fără bani. Ca la 20 de ani. Aș fi spus că sunteți un om bogat, spiritual în primul rând, la 93 de ani, nu? Ați văzut atâta istorie până acum. Ați trăit atâta istorie. Am trăit zile frumoase, zile foarte frumoase și zile foarte triste. Când mă uitam la poporul nostru, cum încet, încet, din marele popor, a nostru încet, încet se degradează. Dar să nu cădem în pesimism. Sunt unul din incorrigibile optimiști. Văd un viitor foarte strălucit țării noastre și să ne îndreptăm atenția asupra anului care îl pregătim să fie cât mai frumos, anul reîntregirii patriei a României mari. Iar în prezent și pentru viitor, dacă în prezent nu putem întregi România așa cum dorim noi, decât în cugeți și în simțiri, să continuăm acest drum, să lăsăm moștenire copiilor, nepoților noștri, celor care ne vor urma, să facă marea unire a vechii Traco-Geto-Dacia. Maria Timuc, spune-mi, te rog frumos, în momentul în care te-ai apucat cu curaj să scrii biografia lui Ovidiu Bojor, pentru că știu că a mai fost începută de altcineva această biografie și n-a fost dusă la bun sfârșit, această poveste a fost să fie a ta.
până la urmă, da, că tu ești și jurnalist de profesie, deci a fost să fie povestea ta, povestea lui Ovidiu Bojor, scrisă și lăsată mai departe omenirii de tine. Cum l-ai descoperit? Îl știi pe Ovidiu Bojor de la 16 ani sau 19? Câți de ani la avea? 17 ani. Da, atât aveai atunci când l-ai descoperit. Este foarte interesant, aveam 17 ani, eram elevă la un liceu din Galați și am primit o invitație la un eveniment. Nu știam exact ce eveniment este, însă am simțit cu tot sufletul să mă duc la acel eveniment. Nu auzisem niciodată de Ovidiu Bojor, însă venise la Casa de Cultură a Tineretului din Galați Ovidiu Bojor, care tocmai se întorsese din Himalaya, unde cucerise, fusese în prima expediție românească făcută în Himalaya și cucerise un vârf de peste 7100 de metri, Gurja Himal. Pentru mine era ceva extraordinar. Mă uitam, erau niște diafilme la vremea aceea și mă uitam uimită la toată povestea, la toată strălucirea, la carul care îl ducea pe Dalai Lama și, mă rog, în mintea mea a rămas că era Ovidiu Bojor în carul aurit sau că nu știu dacă era el sau era Dalai Lama. În orice caz, a fost o mare bucurie pentru mine atunci. Ochii mei de copil au simțit valoarea momentului și peste câțiva ani, când eram jurnalist, ne-am reîntâlnit. L-am cooptat pe Ovidiu Bojor să-mi fie colaborator la ziarul la care lucram la vremea respectivă. Am lucrat la ziarul Național și 7 Plus, la două ziare. Am lucrat mulți ani împreună, am lucrat frumos împreună și am ajutat și eu și Ovidiu Bojor astfel foarte, foarte mulți oameni cărora le răspundea personal la fiecare scrisoare și erau mii de scrisori la vremea aceea. Apariția cărții și titlul cărții a apărut chiar cumva după primele pagini pe care le-am scris, a venit din interiorul meu, omul care a cucerit vârfurile, dar era exact, descria momentul în care eu îl cunoscusem. Și nu e vorba numai de vârfurile pe care le-a explorat, este vorba de vârfurile pe care, științei pe care le-a atins în această viață. Categoric, până la urmă, în iubire, în știință, în credință, în dragoste pentru absolut tot ce este bio pe planeta noastră și în cosmos. Ați atins toate vârfurile în aceste domenii sau mai puteți merge și mai sus de atât? Drumul nu s-a terminat, bineînțeles. Voi continua atâta cât mai sunt pe viața această scurtă pământească, dar când voi fi eliberat de greutatea lutului care de multe ori ne deservește, voi putea face mult mai mult în viața în care cred, în viața veșnică. Deci dumneavoastră credeți că puteți face mai multe lucruri după ce plecați din această lume? Da. Așa a spus și Arsenie Boca, că vă voi ajuta mai mult pe voi din lumea în care mă duc acum. Asta credeți și dumneavoastră? La fel cred, datorită faptului că am găsit, în sfârșit, după multe frământări, întrebarea care își o pune fiecare. De unde venim, ce trebuie să facem și unde plecăm? Răspunsul a fost foarte clar. Venim de la minus infinit, trăim un metru de viață și mergem la plus infinit. Deci în viața veșnică. Chiar scrie Maria Timuc în cartea dumneavoastră biografică că dumneavoastră credeți în reîntrupare, credeți în faptul că dacă ne naștem odată, nu mai murim niciodată. Așa este, este izvorul, este în credința lui Zamolxis. Noi credem, noi dacii liberi în Zamolxis și astăzi, fiindcă Zamolxis, zeu, rege, împărat, vindecător, avea toate atributele unui singur vârf al piramidei. Credea într-un singur zeu, care era considerat și de credincioșii din jurul dumnealui, și credea în viața veșnică. Deci cele două elemente a proto-creștinismului cu mii de ani înainte de credința creștină. Oare cum arată viața de dincolo, domnule Bojor?
În primul rând, este frumoasă fiindcă acolo dăruirea față de cei care au rămas în urma noastră este nelimitată. Și valoarea unui om, eu consider, în a pretinde cât mai mult de la viață, de la cei din jurul nostru și a dărui cât mai mult. Aceasta este adevărata cale pe care trebuie să meargă un om cu credință, un om care iubește Creatorul și creația. L-ai descoperit, Maria, altfel pe Ovidiu Bojor după ce ți-a spus povestea lui în cartea pe care tu ai scris-o? Îl vedeai într-un fel înainte, când lucrați împreună, la același ziar, când Ovidiu Bojor avea rubrica de sănătate și le răspundea, cum spuneai tu, cititorilor personal, scrisorică cu scrisorică. Îl știai într-un fel ca om cu care colaborai la locul de muncă. După ce ți-a spus povestea, l-ai descoperit altfel? Aș spune că nu, aș spune că l-am cunoscut. Poate că n-aș fi acceptat să scriu povestea dacă nu l-aș fi cunoscut și dacă nu l-aș fi valorizat înainte de a începe să scriu povestea. Pentru că atunci când scrii o carte, trebuie să propui, dacă scrii o carte biografică, să propui un model. Să propui un model de existență, un model de viață, un model pe care să-l dăruiești celorlalți. Un model prin care să le arăți celorlalți o cale, o cale către propriile lor vârfuri. Cum ai putea să faci și tu, iată, așa ai putea să faci și tu, cum a făcut Ovidiu Bojor, și cu siguranță, având anumite calități și mergând pe anumite cale, să ajungi acolo. L-am cunoscut și cred că l-am valorizat și din cauza muncii de ziarist, pe care și tu o cunoști foarte bine și o faci, am avut întotdeauna un feeling pentru valoare și am apreciat întotdeauna valorile, ca dovadă faptul că aceasta este chiar a doua carte biografică pe care o scriu, după cum știi, pentru că am mai fost la Brașov și cu cartea despre transplant pe care am călătorit prin rânduiala divină, pe care am publicat-o la începutul anului. Deci îi cunoșteam valoarea lui Ovidiu Bojor deja, nu a fost ceva nou în faptul că am intrat în detalii, am intrat doar în amănunte, însă îmi era foarte limpede că el este o valoare și că este un model care merită să fie dus către lumea înconjurătoare și către seme. Vă rog, spuneți. Așa, ca ziarist, bineînțeles, cu talent deosebit, dar mai este un lucru, este un psiholog care pătrunde în sufletul omului în cele mai intime momente. Mi-a confiscat scrisorile de dragoste. Le-am găsit în carte, scrisori de dragoste de ale dumneavoastră, da? Și nu-mi venea să cred că ați fost atât de deschis și încă le mai păstrați, da? Acele scrisori de dragoste le din tinerețe, soția mea. Ca să fie în carte, da. Doamna Mioara Bojor, da, păstrează, da, scrisorile de dragoste de și de eu dragoste am complotat cu ea. Fiindcă nu trebuie... În spatele fiecărui bărbat există o femeie tare, dar în spatele meu a fost o femeie înțelegătoare, iubitoare și nu tare ca să mă forțeze, se retrăgea când simțea că nu mai pot rezista valurilor și se apropia de mine. Deci după 58 de ani de căsnicie, ceea ce e foarte frumos, așteptăm să ajungem la măcar la 60 de ani cu ajutorul Domnului să sărbătorim și nunta de diamant. Vai, ce frumos ar fi să ne invitați, domnule Bojor, la această petrecere. Dar de ce să nu facem o întâlnire și aici? Bineînțeles, la fel ca întâlnirea pe care o avem mâine cu brașovenii. Domnule Ovidiu Bojor, în această carte vorbiți foarte frumos despre niște lucruri pe care dumneavoastră ați crezut că trebuie să le lăsați omenirii pe mai departe. Și Maria le-a redactat cu atâta noblețe și cu cuvinte atât de simple și de frumoase că noi le putem pune în practică undeva și peste 100 de ani lucrurile pe care dumneavoastră vreți să le lăsați
mai departe. Și la orice vârstă, la orice nivel. Da, unii oameni le numesc leacuri băbești. Și vă spuneam asta înainte de emisiune, dar dumneavoastră spuneți în carte că aceste leacuri băbești nu sunt băbești de fapt, sunt leacuri dacice. Sunt învățăturile care au rămas în poporul nostru de la daci. Da, este o veche tradiție și în acest domeniu, nu numai în cultură, în artă, în muzică, în tot ce vreți, dar și în vindecarea superioară a afecțiunilor cu care ne confruntăm. În special, datorită crezului că nu trebuie tratat omul numai din punct de vedere fizic. Să nu uităm, omul are suflet. Dacă sufletul este sănătos, corpul este sănătos. Dacă sufletul este bolnav și corpul suferă, se îmbolnăvește. Și atunci, la izvorul, nu le numesc băbești, leacuri tradiționale din vechea noastră cultură de acum 7-8 mii de ani, care s-au transmis din generație în generație până în zilele noastre. Și clasicii greci, Platon, Dioscoride, toți recunosc superioritatea medicilor tracogeto-daci, fiindcă ei tratează în același timp, plecând de la suflet, tratează întreg organismul și corpul. Aici este superioritatea leacului. Iar cum a sesizat și dumneavoastră, când vine un bolnav la tine, când vine un om necăjit, prima dată ocupă-te de sufletul lui, apropie-te el, dialogul dintre om și medic este foarte important. Iar la plecare, dacă ai reușit să-i tratezi și suferința psihică, sufletească, atunci îmbrățișează-l și nu îl trimite să vină următorul. Așa cum fac medicii, unii dintre ei, în zilele noastre. Exact. E un lucru foarte important. Că hrana sufletească vindecă și suferințele trupești. Trebuie să intervii, Maria, dacă ai ceva de spus. Da, vreau să spun că Ovidiu Bojor este considerat pe bună dreptate părintele fitoterapiei din România. Asta ca să vorbim despre leacurile băbești. De ce este considerat astfel? Da, leacuri băbești, da. Cu ghilimele de rigoare, pentru că multă lume și mulți medici leacuri băbești. Leacuri dacice tocmai asta, sunt până tocmai la asta vreau să spun, că nu sunt numai băbești și nu sunt numai dacice. Ovidiu Bojor a făcut ca ele să devină știință. Le-a introdus în știință. A făcut cercetare. El a cartografiat flora din întreaga Românie și nu numai din România, pentru că a fost mulți ani plecat în Himalaya, în multe țări din Africa, cum vor vedea cititorii și în cartea noastră, și a adus pur și simplu cercetarea științifică în acest domeniu, făcând astfel să luăm lupa de pe empirismul care există sta în această zonă a plantelor, așa încât, de exemplu, a confirmat științific puterea vindecătoare a unor plante sau a infirmat precum... Da, ați făcut și lucrul acesta? Da. Și în carte avem acolo, de exemplu, spânzul tătăneasa sau diferite alte plante care trebuie folosite cu prudență și despre asta cred că domnul academician Bojor ar putea să vorbească mai mult. Aș dori să spun, avem la ora actuală institute, nu numai în străinătate, dar și în țara noastră, de ceea ce se numește medicină holistică, medicina integrativă, care are scop folosirea tuturor darurilor naturii pentru vindicarea omului. Are o paletă extrem de largă, afară de fitoterapie. Acum mă refer la fitoterapia modernă. E diferită de cea tradițională, fiindcă la ora actuală fitoterapia a acumulat toate cuceririle științifice din fizică, din chimie, din chimia cuantică și așa mai departe, tot ce este nou, și l-a folosit pentru a scoate un medicament natural cât mai bun, cât mai aproape de natură. Și în același timp infirmă
leacurile așa numite băbești, care n-au absolut nicio valoare această categorie. Mai mult decât atât, sunt, așa cum a menționat și Maria, cum este tătăneasa, cum este mărul lupului, cum este sfânzul, anumite specii de pe plante diferite de vâs și așa mai departe, care până acum 20-30 de ani se considerau că sunt inhibă tumorile canceroase. În prezent, datorită cercetărilor la care a ajuns fitoterapia, demonstrează exact contrariu. Toate aceste lucruri trebuie foarte bine precizate. Aceste plante care le-am menționat s-a dovedit că stimulează celulele canceroase și sunt inutile. De aceea e diferență între medicina tradițională și fitoterapia modernă, care a devenit o știință, o ramură a științelor medicale și cuprinde gemoterapia, aromaterapia, fitoterapia, acupunctura, sacroterapia. Sacroterapia și așa mai departe. Și homeopatia e un grup foarte mare din darurile naturii care sunt valorificate pe baza cercetărilor științifice în congrese anuale la care participă și în țara noastră și străinii. Deci este o luptă împotriva, în special, a industriei răpărețe farmaceutice de sinteză, care este dăunătoare omului. Deci dacii erau foarte bine organizați vis-a-vis de partea aceasta medicală, da. Foloseau tratamente din natură, da? Nu tratamente din exterior, chimice, de nu. Sinteză, dar fabricate. Dar nici nu exista pe vremea aceea sinteza chimică. Așa este. Dar de ce n-am rămas noi oare cu aceste tratamente din bătrâni, de la daci, și a trebuit să, să trecem pe partea cealaltă cu tratamente chimice? Foarte simplu. Gândiți-vă că un medicament de sinteză este un corp străin introdus într-un organism viu. Și este, dacă vă uitați la prospectele respective, vedeți trei rânduri de indicații și două pagini de contraindicații. Deci folosesc într-un punct și dăunează în 10 alte puncte. Cum este și abuzul acesta de antibiotice. În urmă cu 60 de ani m-am răsculat împotriva antibioticelor, atât ca terminologie, antibios înseamnă împotriva vieții, și atunci le-am înlocuit cu probiotice, lupta pentru viață. Dar dumneavoastră credeți că plantele, homeopatia, fitoterapia, ceaiurile mai funcționează pe corpurile noastre care sunt atât de pline de eurile din alimente, poluarea din aer, mai fac ele față? Păi o bună categorie, categoric sunt folosite pentru îndepărtarea efectelor nocive cu care ne otrăvim atât în industria de sinteză cât și în alimentația de fiecare zi. Sunt imunostimulante, adaptogene, cu reacții împotriva radicalilor liberi, o gamă întreagă. Deci, practic, ne protejează. Ne protejează, fiindcă viitorul acesta este a medicinei. În primul rând, prevenția și după aceea ameliorarea și așa vindecarea. Da, deci, dar să știți că e o nouă orientare în acest domeniu din punct de vedere și filozofic și științific. Sunt curioasă cine va prelua munca dumneavoastră mai departe, domnule Bozor. Sunt foarte, foarte mulți, din ce în ce mai mulți, care înclină pentru această ramură a științelor. Sunt universități care predau toate aceste lucruri și eu sunt foarte optimist că până la urmă lumea se va convinge că tot ce este natural este bun, tot ce este artificial nu este decât o imitație urâtă, un chici
pentru sănătatea omului. Am să dau un citat, Maria, din cartea voastră, ceea ce ai scris tu aici. Eu cred că domnul Ovidiu Bojor a venit în acest plan să aducă o contribuție importantă omenirii, că putea să se facă la vremea aceea orice altceva, nu? Și v-a supus tatăl dumneavoastră la un moment dat, băiete, să nu faci politică, fiindcă se pot schimba vremurile și vei fi tratat ca un criminal, nu ca unul care și-a servit țara, să nu intri în învățământ, fiindcă vei primi telefoane de la partid să-i treci pe toți neisprăviții și incapabilii și nu vei avea de ales, vei fi nevoit să-ți încalci principiile și conștiința, sau dacă nu execuți ordinele, vei fi pedepsit, alege să faci în viață ceea ce-ți place, mai mult, fiindcă numai așa vei da randamentul maxim. Dacă ar fi să o luați de la cap, tot pe partea aceasta de cercetare v-ați duce? Categoric da, fiindcă aceste trei principii le recomand tuturor, sunt principii perene care îmbrățișează nu numai în domeniul nostru a plantelor, a fitoterapiei, dar în toate domeniile activității științifice, culturale, artistice și așa mai departe, și mai ales și în credința adevărată. Maria, ai rămas după ce ai scris această carte cu viața lui Ovidiu Bojor, ai rămas așa în minte cu vreun lucru, un sfat ceva sau vreun citat care să spui, da, domne, uite, l-am descoperit pe Ovidiu Bojor și citatul acesta sau sfatul acesta îmi va conduce viața de acum încolo? Multe. Aș putea spune, nu doar pentru mine, atunci când am scris, m-am gândit întotdeauna ce îi dau celui care va citi cartea, în primul rând. Sigur, ceea ce îmi plăcea și mie. Lucrurile care m-au impresionat în mod fundamental au fost caracteristicile psihologice ale unui om împlinit în viață. Și, pentru că cred că Ovidiu Bojor este un om împlinit. Este un om care, în primul rând, este longeviv. Are o viață lungă, iată, a împlinit 93 de ani și este foarte frumos. E uimit! Eu am împlinit 93 de ani, cum ai ridicat sprâncenele! Da. Aș putea spune 39 de ani, dacă ar fi să-l citesc, pentru că dânsul își inversează de obicei vârsta. Putem rula fotografiile, colegii. Ce? Pentru mine viața e oglindă. Ești tot timpul în fața vieții, într-o oglindă enormă. Dacă îi zâmbești, se întoarce asupra ta zâmbetul. Așa este. Dacă se crispezi, se întoarce tot asupra ta. Soția domnului Bojor este acum pe ecran, au văzut-o telespectatorii, acum sunteți călare pe cal, domnule Bojor. Aici este o poză din tinerețe, da? Avem câteva imagini pe care editura Darana ni le-a trimis, imagini care au apărut în cartea scrisă de Maria Timuc, aici tot cu soția dumneavoastră, acea femeie înțelegătoare pe care ați cunoscut-o, cum scrie Maria în carte, cum a cunoscut-o pe soție? Plasa de bagaje. Foarte frumos. Aș vrea să continui cu trăsăturile psihologice, pentru că sunt importante și sunt, cred, trăsături pe care, dacă fiecare dintre noi le-am adopta, pentru că putem să o facem, avem această posibilitate, am putea să atingem și noi, fiecare, în viața noastră, tot felul de vârfuri. Poate nu la fel de mari, poate mai mici, dar am putea atinge tot felul de vârfuri. Mă refer la iubire, totul se referă la iubire. Sunt trei caracteristici ale iubirii pe care le-am remarcat în general la oamenii împliniți, la oamenii care au reușit în viață sau la cei care au atins vârfuri, precum și Ovidiu Bojor. În primul rând este vorba despre iubirea pentru Dumnezeu, pe care am văzut-o și am regăsit-o la toate marile personalități ale lumii, inclusiv la Ovidiu Bojor, o dragoste care i-a coordonat viața și care l-a ghidat întotdeauna. A doua formă de iubire este iubirea față de oameni, iubirea față de semeni și dorința de a le dărui permanent ceva. Acest lucru, această trăsătură, cred că este iarăși o trăsătură pe care fiecare ființă, oriunde ar fi și orice ar face, poate să o dezvolte, să dăruiască oamenilor din jur tot timpul ceva sau să stea tot timpul cu sufletul la acest mod de a fi, ca fiind o trăsătură psihologică fundamentală pentru
împlinirea în viață. A treia formă de iubire pe care am remarcat-o și la Ovidiu Bojor și la multe alte personalități este iubirea de țară. Poate nu o să vă vină să credeți, dar iubirea de țară caracterizează personalitatea importantă, personalitatea deosebită și specială a unei ființe împlinite. Încă vă iubiți țara, domnule Ovidiu Bojor, dar vreau să spun de fapt că încă vă iubiți țara cu toate lucrurile pe care le-ați trăit în această țară. V-ați văzut familia măcelărită, ați văzut cum la Târgu Mureș numele părinților dumneavoastră erau schimbate din nume românești în nume maghiare? Ați trăit toată această istorie, n-ați vrut să părăsiți această țară, plec în America sau plec în Franța sau fug în Germania, cum au făcut alte persoane. Da. Ați rămas și ați îndurat toate aceste lucruri aici, cu toate că erați mare atunci, avea 16 ani, deci înțelegeați foarte bine ce se întâmplă. Așa este. În orice caz, să știți... Aș vrea să povestiți un pic din episoadele acelea. În ultimii 10 ani din cariera mea, înainte de pensionare, am fost expert al Națiunilor Unite. Așa cum a subliniat și în carte Maria, pentru țările în curs de dezvoltare afro-asiatice. Zeci de țări am străbătut. Am avut 37 de misiuni în acest 10 ani și de 37 de ori m-am întors în România. Deși, ați plecat și pe vremea lui Ceaușescu și puteați foarte bine să rămâneți. Da, aveam pașaport ONU și nu se punea problema restricției din moment ce am fost selectat în Organizația Națiunilor Unite. Avem un pașaport special cu care putem călători. Și atunci, de ce? Fiindcă locul unde ne-am născut este cel mai important pentru un om. De acolo își trage seva, rădăcinile, inteligența, hrana, obiceiurile, locul de naștere este foarte important și am avut deosebită plăcere ca ultimii 2 ani să petrec ziua de naștere la Reghin, da, în orașul Viorilor, unde m-am născut și unde sunt iubit de toți. A fost un adevărat festin pentru mine și a doua parte a zilei mele, care nu s-a terminat, se termină la 29 noiembrie, că pormă bine Sfântul Andrei, am petrecut-o în obârșia tatălui meu și a rudelor din Bistrița Năsăud, unde la fel, împreună cu Maria, am lansat această carte și i-a plăcut foarte mult. Au cunoscut Maria pentru prima dată, Reghinu pentru prima dată. Nici eu n-am fost niciodată. Să știți că o să mă duc să văd de unde v-ați născut dumneavoastră, de unde vă trageți. Ovidiu a vrut să îți facă și ție un compliment și brașovenilor, spunând că și-a început ziua de naștere din acest an, 1 noiembrie, la Reghin. Și continuă și la Brașov. O încheie, nu continuă, la Brașov mâine. Da. Mâine, pe 29 noiembrie, la conferința la care vom merge mâine și domnul Bojor, eu nu pot să vă spun ce surprize vă așteaptă mâine, dar vă așteaptă. Să fiți cu inima tare, astăzi vă rog eu. Brațele deschise. Da, așa să se întâmple. Domnule Bojor, aș vrea să ne povestiți care au fost, că eu știu din carte, cele mai triste momente din viața dumneavoastră de până acum. Bineînțeles că a fost masacrarea a 5 oameni din familia noastră și alți 6 români la Mureșele de Câmpie la 23 septembrie 1940 de hordele hortiste instigate de contele Albert Vas, care e considerat marele poet a Ungariei și au făcut și busturi și statui acestui criminal de război judecat de tribunalul la moarte, tribunalul de la Cluj în 1940, dar deja fugise cu armatele germane. A fost partea cea mai tristă care nu pot uita niciodată. Iert și trebuie să iertăm. Asta vreau să vă întreb. Ați iertat acel moment? Da, am iertat, dar niciodată nu-l pot scoate de minte, nu-l pot uita. Vedeți?
aici este. Trebuie să iertăm, dar să nu uităm aceste momente care ne-au marcat viața, pozitiv sau negativ. Scrie Maria în carte un lucru spus de dumneavoastră și pe care eu l-am ținut minte și mă va călăuzi lucrul acesta în viață, să știți. O vorbă foarte importantă pe care dumneavoastră ați spus-o: iertarea este cea mai mare izbândă a ființei asupra omenescului. Când am reușit în sufletul nostru să iertăm pe toți, atunci noi ne-am vindecat și noi, practic, vom fi sănătoși, ne însănătoșim organismul, nu mai pătrund boli și nu mai pătrund afecțiuni în organismul nostru, nu mai avem pH-ul acid și ne menținem sănătatea așa, iertând, așa nu? Așa este. Și al doilea lucru este cea mai mare victorie pe care o putem parcurge sau avea în viață este victoria asupra slăbiciunilor noastre. V-ați lăsat de fumat. Asta vreți să ne spuneți. După 70 de ani. De 6 luni m-am lăsat. Deci după 70 de ani. De 72 luni... aș vrea să vă corectez, da, pentru Maria că i-am scris biografia. Deci după 72 de ani Ovidiu Boșor s-a lăsat de fumat. Nu după vârsta. 72 de ani a fumat. Și s-a lăsat de 5 luni de zile. Cum e, domnule Boșor? E mult mai bine. Serios? Parcă am întâlnit cu 10 ani. Nu vă pare rău că n-ați făcut lucrul acesta mai devreme? Ei, așa a fost să fie. În orice caz, la momentul oportun, probabil cineva m-a tras de ureche și zic, ajunge. Și m-am supus acestui lucru și e foarte bine. Deci, victoriile asupra noastră, în toate domeniile, în toate slăbiciunile noastre, sunt cele mai importante decât orice victorie asupra celor din jurul nostru. Aș vrea să le spun cumva telespectatorilor pe repede înainte că nu o să avem timp să dezbatem toate subiectele pe care eu mi le-am extras aici conștiincios citind cartea pe care o găsiți la librăria Ralușii, este apărută la editura Darana. Spuneți dumneavoastră că organismul știe să se vindece. Organismul nostru are această memorie, această putere și noi totuși nu-l mai lăsăm. E foarte important. Toți vorbesc de diete, de desintoxicare. Unii vegetariani, unii carnivori. Exact, exact. Spuneți că e greșit acum, ca unii să fie într-o extremă, da, și unii în alta. Suntem omnivori. Dar ceea ce vreau să vă spun, desintoxicarea pentru un organism sănătos se întâmplă la nivel celular. Celula, piatra fundamentală a organismului nostru, știe să se desintoxice, să elimine noxele. Vedeți ce miracol și acesta a creației. Singura celulă, fără regim, fără nimic, la omul sănătos, normal, cu o viață mai normală. Dar dacă e vorba de oameni care suferă de anumite afecțiuni, atunci trebuie să-i ajutăm cu mijloacele științei pentru fenomenul de desintoxicare, care de multe ori este un fenomen lent, poate dura 3 luni, 6 luni până la restabilire. Deci să facem distinție între omul bolnav și omul sănătos. Omul care duce o viață regulată, să, fără niciun alt mijloc și artefacturi, să desintoxică. Deci nu trebuie să facă cure agresive de dezintoxicare. Că organismul știe să facă singur lucrul acesta. Dar vă spuneam, domnule Bojor, că, vedeți, organismele se modifică și ele genetic. Afecțiunile devin din ce în ce mai agresive. Vă spuneam despre oameni care sunt acum diagnosticați pe organe diferite cu câte 3-4 tipuri de forme de cancer într-un singur organism. Așa ceva eu n-am mai auzit, credeți-mă. Și mi se pare destul de grav. Haideți să mergem la cauză. Cauza este că am schimbat mediul, am luptat împotriva naturii, legilor naturii, am epuizat toate substanțele de rezervă din sol, cărbune, petrol, toate le-am aruncat în aer în loc să le lăsăm acolo la locul lor unde a fost. Crea un echilibru până la urmă în natură, da? Extrăgându-le și nepunând nimic la loc? La loc n-am făcut decât să otrăvim mediul și principalii responsabili pentru bolile cele mai grave suntem tot noi.
și lăcomia noastră de a schimba vechiul slogan marxist, să schimbăm natura, să transformăm natura. Adică perfecțiunea creației s-o distruge. Și atunci consecințele sunt cele actuale, pe care trebuie să le stopăm sau, dacă nu, ne prăbușim în neant. Suntem exact la limita, după părerea mea, între prăpastie și desăvârșire și continuarea vieții pe planeta noastră. Maria, crezi că această carte este suficientă pentru viața lui Ovidiu Bojor? 93 de ani în câte pagini? Sunt 270 de pagini. 270 de pagini. Nu, categoric. Mai urmează vreun volum? Că uite, cred că Ovidiu Bojor e dispus să facă lucrul acesta. Ar putea să urmeze, ar putea să urmeze și ar fi putut să fie mult mai mult, pentru că Ovidiu Bojor a avut o viață bogată, o viață foarte frumoasă și aici avem multă informație și frumoasă și sensibilă și utilă în același timp, cu o mulțime de rețete care îi aparțin, sunt semnate de el, deopotrivă rețete pentru minte, pentru suflet și pentru trup. Sigur că nu este suficient. Am lucrat această carte sub presiunea unei promisiuni, da, și anume aceea că atunci când va împlini 93 de ani, această carte va fi gata. Am vrut să mă țin de promisiune și a durat un an din momentul în care am promis până când a apărut cartea. Cartea a ieșit de la tipar cu 2 zile înainte de a împlini, ca Ovidiu să împlinească 93 de ani, când ne-am dus și la Reghin cu ea. Ar putea să fie mult mai mult, ar putea să mai apară un volum. Ediția a doua, desigur, revizuită și adăugită. Sau că mai are timp să mai facă multe lucruri. Sau ediția a doua revizuită, într-adevăr, există mult mai multă informație, însă a fost această presiune a timpului. Nu este ușor să scrii o carte, chiar să aduni despre viața unui om, mai ales despre, nu, viața unui om, și să o așezi în așa fel încât să îl prezinți în lumina modelului pe care el, de viață pe care el l-a oferit. Domnule Bojor, mulțumesc foarte mult, Maria, pentru cuvintele tale și într-adevăr ai un merit deosebit că te-ai ținut de cuvânt de ziua mea să apară această carte. Mulțumiri! Domnule Bojor, care e cea mai mare descoperire pe care dumneavoastră ați făcut-o în această viață? Descoperire care să vă aparțină și de care sunteți mândru? Bine, descoperire am făcut destul de multe. Am 40 de brevete de invenție. Fiecare e o nouă descoperire, o nouă cale. Dar lucrul cel mai frumos care l-am descoperit e apropierea de sufletul omenesc, de durerile lui, și dacă pot, cu un cuvânt, cu o îmbrățișare, să alin suferințele prin mijloacele care le dețin, atunci într-adevăr mi-am făcut datoria față de semenii din jurul nostru. Iată care este cel mai înalt vârf pe care l-a cucerit. Da, și cel mai frumos vârf pe care Ovidiu Bojor îl atinge. Totuși am o mare curiozitate și atunci când vorbeam de medicina dacică, domnule Bojor, trebuia să-l aduc în discuție, dar vreau să o fac acum. Cum explicați dumneavoastră lucrurile acestea care vin din bătrâni, probabil tot din medicină dacică, acele incantații de ochi care se fac, ce energii se învârt acolo, ce se întâmplă, că chiar funcționează lucrurile, funcționează acelea. Funcționează categoric. Eu am fost de ochiată, cică, când eram mică, a venit cineva cu niște cu chibrit ars, nu știu ce rugăciune a făcut și mi-a trecut. Este forma primordială a psihoterapiei. Vedeți? Toate acestea incantații descântece nu se referă asupra trupului propriu-zis, a bolii respective, ci asupra sufletului. Deci considerăm aceste lucruri și descântece, și vrăjile, și farmecile, și de ochiurile, și toate acestea, psihoterapia incipientă a omului care s-a născut odată cu conștientizarea lui pe planeta noastră. Așa trebuie văzute acestea și au efect categoric
Nu efectul placebo, că și efectul placebo are rost. Este un efect până la urmă, nu? E un efect, fiindcă lucrează asupra cauzei, nu asupra simptomelor, dacă vreți să fiu mai explicit. Tot dumneavoastră spuneți în carte că nu e bine să consumăm ceaiul de la plic. Da, bineînțeles. În primul rând, orice... O plantă, de exemplu, care o folosim pentru un ceai medicinal sau așa, dacă o măcinăm la gradul de pulbere fină, suprafața de contact cu aerul este din ce în ce mai mare și atunci, în loc de 2 ani, 3 ani de valabilitate, în 3 luni de zile nu mai există nicio substanță activă. Al doilea, foarte multe ambalaje de acestea sunt făcute din materiale plastice, double bag-ul acesta. Așa, e pliculețul în care se pune acel ceai, da? Sau din diferite artefacte, de fapt majoritatea sunt artificiale, care la temperatura de 60 de grade descompun și dau. Da, e mult mai ușor, mult mai comod în apa fierbinte să-ți faci cu pliculețul ceaiul decât să-l faci așa cum se face. Dar cum infuzie se face ceaiul sau, corect, sau, domnule Bojor? Cum, păi, pui apă la fiert? Da, pentru, pui apă la fiert, încălzești vasul de ceramică cu apă fierbinte, pui planta în vasul încălzit, dacă e vorba de rădăcini, tulpini, tari, atunci trebuie fiert cel puțin 10-15 minute. Deci tragi un clocot. Tragi un clocot, dar florile, frunzele, toate acestea... Doar infuzate. Infuzate, se face în vasul încălzit, vii a doua oră cu apă clocotită, acoperi vasul respectiv de ceramică, îl lași 10-15 minute, îl filtrezi cu strecurătoarea și îl folosești. Dar fără a îndulci cu miere sau cu alt zahăr exclus, alt edulcorant, decât când ajunge la 38-40 de grade. Fiindcă altfel se dezvoltă substanțe toxice. Deci, atenție, nu când e prea fierbinte ceaiul trebuie îndulcit. Tot dumneavoastră spuneți în carte, nu prea fierbinte, nu prea rece. Da. Deci în carte toată lumea va găsi foarte multe foarte clar. Da, extremele nu sunt bune. Nu numai, din punct de vedere științific, prima digestie se face în gură, datorită enzimelor care există. La 38 de grade enzimele încep să sufere, la 40 de grade mor, la 42 de grade murim și noi. Deci feriți-vă de prea fierbinte, la fel. Foarte interesant, în medicina ayurvedică indiană, care a studiat-o și a scris că recele și fierbintele transmite, afară de distrugerea tealine și fermenților din salivă, transmite un impuls negativ până în ficat. Deci, nu prea rece, nu prea, prea fierbinte. Maria, ziua de mâine va fi una specială pentru că mâine așteptăm brașovenii să vină la Centrul Cultural Reduta începând cu ora 18. Avem cadouri multe la aniversarea lui Ovidiu Bojor pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Deci fiecare telespectator care va veni acolo pleacă cu un cadou gratuit din partea sponsorilor noștri și totodată se va găsi acolo cartea care va fi primită cu autografe. Sigur, îi așteptăm cu drag pe brașoveni. Este foarte frumos că Ovidiu Bojor își sărbătorește ultima. Cea mai recentă zi, cea mai recentă zi de naștere. De anul ăsta, ziua de naștere de anul ăsta, deci este ultima dată când își sărbătorește în acest an ziua de naștere 93 și a ales să facă acest lucru la Brașov. A încheiat la Reghin și a început la Reghin și încheie la Brașov. Deci este un cerc foarte frumos și cred că este o declarație de dragoste pentru Brașov. Și pentru mine, pentru că știu că domnul Bojor nu se poate abține să nu mă îmbrățișeze când mă întâlnește. Și îmi place cum o faceți la 93 de ani, domnule Bojor, cum mă strângeți în brațe. Irezistibilă. Irezistibilă. Și mai e un lucru. Pe măsură ce am dat în vârstă, am devenit
mai vegetarian. Îmi plac crudităţile. Am înțeles, domnule Bojor. Mulțumesc de compliment. Care este mesajul dumneavoastră către telespectatorii noștri acum pe final? Iubire, îmbrățișare, nețărmurită pentru toți brașovenii, pentru toți românii și să pregătim marea unire cu sufletul împăcat, când ne facem datoria față de țară, față de prietenii noștri și chiar față de cei care nu ne suportă. Maria? Toată dragostea din partea mea pentru brașoveni și, ce să spun, îi așteptăm cu drag mâine, când va fi la ziua de naștere a lui Ovidiu Bojor, nu doar el va fi sărbătorit, vom sărbători împreună cu brașovenii și sperăm să... Vom sărbători și cartea lansată la editura Darana, Ovidiu Bojor, omul care a atins vârfurile, Principii de vindecare mentală, fizică și spirituală, o carte care se va găsi acolo, la standul nostru, așa că vă invităm cu drag să fiți mâine alături de noi, începând cu ora 18 la Centrul Cultural Reduta, pentru că va fi o conferință și o lansare de carte.